Emoții pentru familia regală din Danemarca. Fiul prințului moștenitor a mers ieri pentru prima dată la școală. Spre deosebire de tatăl său, cel mic învață la o școală publică. Emoții mari pentru moștenitorul coroanei daneze. În vârstă de 7 ani, prințul Cristian a fost ieri pentru prima dată la școală. Băiatul a fost însoțit de părinții săi, prințul Frederick și prințesa Mary. Așa cum era de așteptat, cele mai mari emoții le-a avut mama. Nu la fel de impresionat a fost micul prinț, ce a recunoscut că nu a reușit deocamdată să își cunoască toți colegii de clasă. Moștenitorul coroanei daneze este primul membru al familiei regale care merge la o școală publică. Jurnaliștii au lăudat decizia casei regale de a-l înscrie pe cel mic în sistemul public de învățământ. Prințul Cristian este al doilea în ordinea succesiunii la tron după tatăl său.